Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Iubiți credincioși, suntem în duminica a treia după coborârea Duhului Sfânt și am ascultat un fragment evanghelic cuprinsul Sfintei Liturghii, un fragment în care Mântuitorul Iisus Hristos vorbește despre împărăția cerurilor ca prioritate în viața omului și în același timp ca o condiție a împlinirii omului și în cele din lumea aceasta. Pericopa sau fragmentul evanghelic este parte din predica de pe munte, de pe muntele fericirilor, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a ieșit la propovăduirea cuvântului său dumnezeiesc și și-a sintetizat întreaga învățătură. A început cu fericirile și apoi a urmat o suită de învățături despre cum poate omul, dacă dorește și crede, să intre în împărăția cerului. Așadar, după Duminica tuturor Sfinților și Duminica tuturor Sfinților români, iată-ne astăzi cu o învățătură înainte despre cum putem să ajungem și noi, fiecare în parte, să primim Sfințenia. Dar înainte de a ni se vorbi despre împărăția cerurilor, despre adică viața în Duhul Sfânt, care înseamnă viața într-o Sfințenie, ni se vorbește despre o piedică, o mare piedică, pentru ca noi să ne sfințim viața. Și această piedică este grija de multe. Grija de multe este o mare piedică pentru că ea afectează, în primul rând, mintea omului. Așa începe Evanghelia. Luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este luminat. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este întunecat. Pornește adică Mântuitorul de la ceea ce noi înțelegem, ușurință. Lumina aceasta materială, care izvorăște de la astru ceresc, de la aștri cerești, sau de la o sursă de aceasta artificială sau naturală de lumină, poate fi, poate avea acces în noi dacă ochiul acesta trupesc este sănătos. Dacă ochiul acesta este bolnav, deși lumina există, omul nu se poate împărtăși de lumina naturală. Și atunci el trăiește în lumea aceasta destul de trist, destul de singur, destul de greu. Ochiul acesta, dacă e sănătos, receptează lumina și toate mădularele omului se împărtășesc de lumină, și mâinile, și picioarele, și toate celelalte. Altfel, totul este un întuneric. Pornind de la această realitate fizică, materială, Mântuitorul ne transferă, ne mută într-o altă realitate și anume realitatea lăuntrică. Așa după cum există ochi pentru trup, prin care omul primește lumina materială, Dumnezeu a mai creat un ochi. A creat ochiul sufletului, care este mintea.
Și așa cum lumina aceasta materială este receptată prin doi ochi, și mintea, ca ochi spiritual, are două puteri. O putere îndreptată spre luminile sau rațiunile pe care Dumnezeu le-a pus în creația sa, prin care omul mijlocit poate să-L cunoască pe Creator, mai precis din creație, din purtarea de grijă sau pronia dumnezeiască, omul poate să-și dea seama că există un Creator. Deci mintea, ochiul sufletului, care în limba greacă se spune nous, funcționează printr-un instrument. Instrumentul se numește intelect. Și intelectul prin rațiuni. Intelectul se spune în greacă dianoia, iar rațiunile se spun logici. Deci vedeți cum mintea, ochiul sufletului, are această putere de a vedea pe Creator din creație. Dar mintea mai are de la Dumnezeu încă o putere, încă o capacitate. Ea poate să vadă direct și personal pe Creator. Instrumentul de data aceasta nu mai este logica, ci credința. Îl poate vedea pe Creator și poate comunica, poate avea o relație cu Dumnezeu Creatorul prin credință. Ia imaginați-vă acum dacă este un mare întuneric pentru cei care sunt nevăzători fizic. Cât de mare este întunericul pentru cei care nu-L văd pe Dumnezeu prin creație și nu-L văd mai ales prin credință. Dacă lumina care este în tine este întuneric, atunci întunericul cât mai mult. Deci, grija de cele lumești, sau mai bine spus, îngrijorarea, afectează mintea. Deci după ce vorbește despre acest ochi, Mântuitorul atrage atenția și spune: nu vă îngrijiți, în sensul de nu vă îngrijorați ce veți mânca sau ce veți bea sau cu ce vă veți îmbrăca. Toate acestea le caută oamenii necredincioși ca prioritate. Au nu este viața voastră mai mult decât îmbrăcămintea, decât trupul? Evident că da. Mâncarea și băutura, mâncarea și hrana și îmbrăcămintea sunt necesare omului. Mântuitorul când spune nu vă îngrijiți, nu înseamnă să nu lucrați. Aici trebuie să facem o distinție între a te îngriji și a te îngrijora. A te îngriji înseamnă o acțiune. Te îngrijești de tine să fii sigur, sănătos, de familia ta te îngrijești, să aibă tot ce trebuie. A te îngrijora e o stare de spirit. Nu mai este o acțiune. A te îngrijora înseamnă a te panica. A pune presiune pe tine fără rost. A te agita, a te tulbura. Și aceasta este o stare anormală a omului. Spun Sfinții Părinți că mintea în stare inormală și-a creat-o Dumnezeu și așa o poate recrea Dumnezeu dacă om are credință în Dumnezeu. Mintea în stare inormală nu este nici activă, nici pasivă. Mintea în stare inormală privechează. E atentă. E atentă la simțuri, este atentă la gânduri.
Atunci când noi compartimentăm viața noastră în momente de excelență și momente de rutină, suntem într-un fel destrămați la unde. Nu suntem sănătoși. Deci Mântuitorul nu cheamă aici la lene, Doamne păzește, să nu ne îngrijim ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Cheamă la o dreaptă socotință. Și dă o pildă. Face o analogie, o asemănare cu ce se întâmplă în natură. Luați aminte la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună hambare. Totuși, Tatăl vostru cel ceresc, vedeți cum spune Tatăl vostru, numărul lor, al lui este Creatorul. Tatăl vostru cel ceresc ne hrănește. Cât despre îmbrăcăminte, de ce vă îngrijorați? Ia priviți voi crinii țarii. Prin cuvântul crinii aici se înțelege toate florile câmpului. Ia priviți voi crinii țarii și vedeți cât de frumos sunt ei îmbrăcați de Dumnezeu. Nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat cu aceștia. Păi dacă pe păsări le hrănește Dumnezeu, deși și ele fac un efort pentru a se hrăni, păsările, de exemplu, se scoală înaintea noastră. Am fost la munte recent și mi-au spus ciobanii dintr-o stână că ei sunt treziți de rândurici. Ele sunt primele acolo care fac acea muzică, declanșează acea muzică și trezesc pe cei din stână. Deși păsările fac un efort, dar dacă Dumnezeu are grijă de păsări și au tot ce le trebuie, de poartă de grijă crinilor țarii, cu atât mai mult nu va purta de grijă omului care-i crea după chipul său, Dumnezeu este. Și apare concluzia, splendida concluzie a pericopei evanghelice. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga. Se vor adăuga. Mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi, adică relația noastră cu Dumnezeu, Creatorul, Părintele. Și apoi toate celelalte le rânduiește Dumnezeu. Poate El de grijă de toate celelalte, dacă noi mai întâi, ca prioritatea vieții, avem această relație cu Dumnezeu. Vedeți, mai de mult oamenii trăind mai simplu și mai în natură, aveau această convingere că toate merg bine dacă lucrul tău începi cu Dumnezeu. Și asta și spuneam popor. Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu, adică cu rugăciune. Mi-amintesc de cei din satul meu, din casa mea personală, că totdeauna când plecau la drum sau la lucru, se închinau. Stăteau la masă, se închinau. Și vedeți? Spre exemplu, când stăm la masă, mai întâi nu ne hrănim cu bucate, căci suntem creștini și ascultăm de Mântuitorul Iisus Hristos. Ne hrănim cu rugăciunea și spunem Tatăl nostru și adăugăm la un moment dat, vină împărăția ta. Și după ce consumăm și cele materiale, îi mulțumim. Și cum spunem? Îți mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile cele pământești. Nu ne lăsa pe noi lipsiți nici de cereasca ta împărăție. Și precum ai venit în mijlocul ucenicilor, dă-i pace dându-le lor, așa vino și la noi și ne mântuiește. De asemenea, Sfânta Liturghie începe cu binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci, veci, amin. Deci noi mai întâi ne hrănim cu rugăciunea, cu cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. N-a spus Mântuitorul, nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Acest cuvânt dumnezeiesc hrănește sufletul.
Și mai ales ne hrănim cu Sfintele Taine, cu Harul Sfântului Duh și cu izvorul Harului Sfântului Duh prin taina Sfintei Împărtășanii. Când ne hrănim cu însuși trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Deci noi dăm prioritate sufletului și hranei pentru suflet. Și apoi și celorlalte. Dar celelalte deja capătă un sens. Nu mai suntem agitați dacă avem această prioritate în viață, relația cu Dumnezeu. Nu mai suntem atât de îngrijorați. În afară de mâncare, de mâncare, de băutură, de haine, mai este o mare grijă a omului de astăzi. Și despre ea ne vorbește Evanghelia. Banul. Dar în legătură cu banul, Mântuitorul spune așa: voi, oamenii, nu puteți să slujiți la doi domni. Și lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona înseamnă, până la urmă, idolul bani. Înseamnă această patimă de a sluji făpturii, special averilor, banilor, în locul ziditorului. Și uitați-vă la oamenii care au această patimă a lăcomiei după bani. Ei sunt robi, nu sunt stăpânii banilor. Așa cum cel care consumă alcool în exces, dependență de alcool, el este un sclav. Alcoolul e tiranul. Și cel care stă în spatele alcoolului, demon. Așa este și cu bani. Este bine să ai bani. Bogăția nu este un păcat în sine. Mântuitorul a avut prieteni bogați. Iosif din Arimatea. A mântuit un bogat care s-a pocăit, Zaheu Vameș. Avram era foarte bogat. Iov, de asemenea. Dumnezeu e cel mai bogat. Bogat în milă și în îndurări. Dar El poate și sărăci, cum spune Scriptura, a sărăcit pentru noi. Deci nu bogăția în sine e un păcat, nu banul în sine, ci această dependență de bani. Această obsesie a banului. Această tiranie a banului. Deci Mântuitorul vrea să ne elibereze, prin ce ne spune în această Evanghelie, de a fi robi, de a fi sclavi. Dorește să fim fii, căci de aceea spune Tatăl vostru, cel din cer, știe că aveți nevoie de toate acestea. Căutați mai întâi relația cu El, împărăția cerurilor, unde împărat este Iisus Hristos, Mântuitorul. Celelalte se vor adăuga vouă. Și dar, iubiți credincioși, o Evanghelie pe înțelesul tuturor, care ne privește în mod direct pe fiecare, Evanghelia care ne eliberează dacă ascultăm de ea. Când vedeți un om care se pretinde credincios, dar mereu agitat, omul acela este sărmanul într-o înșelare. Poate el vrea să creadă, dar credincios nu este. Un credincios este un om așezat. Muncește și el și încă mult și are spor la lucrul lui. Dar nu este mereu grăbit. Mereu tensionat. Mereu reproșând. Mereu nemulțumit. Mereu cârtind. Acestea sunt stări de necredință. Dacă omul are o relație reală și vie cu Dumnezeu, un om calm, un om blând, un om așezat, cum o spuneam, un om care a înțeles că împărăția cerurilor, relația cu Dumnezeu, împăratul împărăției cerurilor, dacă e înfăptuită, celelalte curg, lin și cu spor au un sens. Dar, iubiți credincioși, să nu uităm ca viața noastră de zi cu zi să o înscriem în această învățătură a Mântuitorului. Și când te trezești dimineața din pat, primul lucru, slavă ție Dumnezeu nostru!
slavă-ți. Te închini și îi mulțumești lui Dumnezeu că ai mai văzut o zi. Apoi ai de lucru, poate. Te grăbești. N-ai timp să-ți spui rugăciunile toate cele de dimineață. Spui câteva. Te așezi la masă înainte a pleca la treabă. Măcar semnul Sfintei Cruci să-l faci. Ar fi bine măcar Tatăl nostru, în taină sau în familie, acolo rostit. La masă nu se stă mult și nu se stă de vorbă despre atâtea tot ale acestei lumi. Nu este nici sănătos fizic să vorbești mult la masă. Și mai ales este și păcat să vorbești ce nu trebuie. Apoi când te ridici de la masă, iară semnul Sfintei Cruci. Iarăși mulțumim ție. Pleci la treabă, Doamne ajută, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Toate cele pe care le facem, să le facem cu rugăciune. În duh de rugăciune. Și atunci toate merg. Și la serviciu ai un coleg mai agitat, un șef mai aspru. Dumnezeu îi domolește, îi temperează, pe tine te întărește. Poți să te zi altfel. Căci pe noi nu ne obosește neapărat activitatea. Și ce e stresul, cum se spune astăzi. Îngrijorările acestea, de care Dumnezeu vrea să ne elibereze. Să nu purtăm noi, adică poveri pe care nu le putem duce. Nu poți să porți la serviciu povara stării șefului. El, dacă e un om agitat, un om arogant, un om care nu-și iubește subalternii, tu nu poți prin nimic să schimbi această stare decât numai prin rugăciune. Și prin starea ta bună. Dacă va vedea în tine poate ceva deosebit și își va schimba atitudinea comportamentului. Apoi, sigur că da, iarăși toate momentele zilei să le punctăm cu această rugăciune scurtă. Doamne ajută-mă! Doamne miluiește-mă! Sau Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Așa împlinim, căutați mai întâi împărăția cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu, celelalte se vor adăuga. Vedeți, iubiți credincioși, noi ne-am îmbrăcat, noi avem îmbrăcăminte de la Dumnezeu la botez. Avem hrană de la Dumnezeu dată la botez. Toate acestea trebuie apoi reînnoite. Nu spune la botez acolo, dă-mi mie haină luminoasă, ceea ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Aceea e adevărata haină. Avem și casă de la botez. Avem și casă de la botez. Dar o pierdem prin păcat. Și haina aceasta o întunecăm prin păcat. Și hrana, în loc să fie ca prioritate rugăciunea Cuvântului Dumnezeu, Sfintele Taine, prioritățile noastre sunt altele. Și de aceea ne îmbolnăvim, de aceea murim. Murim în sensul spiritual, să înțelege că asta e grav. De aceea suntem deznădăjduiți. Că nu simțim împărăția cerurilor înăuntru nostru ca realitate. O simțim ca o teorie. Spuneam că avem îmbrăcăminte de la botez, haină nefăcută de mână, haină de lumină. Avem și mâncare, că am spus despre mâncarea duhovnicească, dar avem și cămară. Știți care e cămara? Cea pe care o cântăm noi în postul mare, că am pierdut-o. Cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită. Și îmbrăcăminte nu am ca să intru în trânsa. Luminează-mi haina sufletului, vedeți? Dătătorule de lumină și mă mântuiește. Deci ar trebui să ne îmbrăcăm în haina, cu spun părinții, în haina virtuților. Știți ce sunt virtuțile? Sunt darurile lui Dumnezeu din botez, pe care le avem toți, cultivate de omul credincios. Adică bunătatea, smerenia, blândețea, credința și celelalte. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să avem ca reper în viață acest cuvânt scurt. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte vi se vor adăuga spre slava lui și mântuirea noastră. Amin.
Știți că astăzi am fixat la ora 17 întâlnirea duhovnicească cu tema despre judecarea aproapelui, despre clevetire, despre disprețuirea aproapelui. I-am spus paiul și bârna, că știți despre ce e vorba, sau despre noi și aproapele, sau despre aproapele și noi, depinde cum citim acolo. Vă aștept așadar la ora 5 să medităm, să reflectăm, să învățăm, să punem apoi în practică, mai ales, cele în legătură cu relația noastră cu aproapele, de care, cum spune Sfântul Antonie cel Mare, depinde viața sau moartea noastră. Dumnezeu nu ne poate mântui decât prin aproape. Așa a rânduit-o El. Sfântul Antonie cel Mare spune, dacă ai dobândit pe aproapele, te-ai întâlnit cu Hristos. Pe Hristos ai câștigat. Dacă, în schimb, ai o relație de ură, adversitate, răutate, neîmpăcare cu aproapele, atunci cu Dumnezeu nu te poți întâlni. Vedeți, Dumnezeu este bun, dar este și drept. Când o să vorbim despre dreptate, despre că noi spunem că judecăm după dreptate. Să ne gândim mereu care e dreptatea lui Dumnezeu. Care e dreptatea noastră? Știți ce se spune la Sfântul Maastricht despre dreptatea noastră? Dreptatea oamenilor înaintea lui Dumnezeu este o cârpă lepădată. Dreptatea lui Dumnezeu înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Și în același timp înseamnă pentru noi virtuțile în sumarea lor. Asta e dreptatea. Un om drept, un om virtuos, nu înseamnă că e un om care mereu critică, zice el drept. Așadar, meditați până la 5 după ce vă veți și vă odihniți puțin, ne întâlnim aici, în biserică, pentru a limpezi cu ajutorul lui Dumnezeu această mare problemă. Mare problemă. Păcatul cel mai des făcut de noi, cel mai grav, din păcate cel mai puțin grav, zicem noi. Ei, am zis și eu o vorbă. Trei lucruri nu le mai poți întoarce în viața asta. A zice o vorbă, a pierde timpul, nu se mai întoarce niciodată timp. Și al treilea lucru, a pierde oportunități pe care Dumnezeu ți le oferă. Acestea nu mai pot fi întoarse. Niciodată. Niciodată. Realizăm noi ce înseamnă niciodată. Mai poți să le pocăiești. Și asta e o mare taie. Am vorbit despre ea. Să aveți o după amiază binecuvântată. Doamne.